De fiecare dată când venim în prezența lui Dumnezeu, să venim cu siguranța că ne vom întoarce din prezența lui, sau cel puțin că avem posibilitatea să ne întoarcem din prezența lui, cu un dar nespus mai bun, mai frumos decât am putea să ne închipuim noi. Pavel Apostolul vorbește în întâia epistolă către Corinteni, în capitolul 12, despre darurile duhovnicești, despre cooperarea în biserică, asemenea trupului lui Hristos, cum membrele corpului cooperează între ele, dar încheie cu, după ce prezintă acest tablou, care zice că este un, un ideal, este extraordinar de frumos, încheie în versetul 31, eu v-am spus toate aceste lucruri, dar vă, vă, vă pot arăta o cale nespus mai bună, zice el, mai bună decât așa, de cum, este, de cum sunt darurile, cum acționează în trupul, nespus mai bună, sunt situații în care te întreb, da, oare să poate mai bine de așa? N-are cum să fie mai bine de așa. Iubiții mei, dacă este vreun lucru asupra căruia trebuie să avem o convingere permanentă, este acela că tot ceea ce este bine poate fi mai bine, tot ceea ce este frumos poate fi și mai frumos, tot ceea ce este adevărat poate fi să fie și mai luminat, tot ceea ce e luminat poate fi și mai luminat. În Dumnezeu, vreau să spun. De ce? Nu pentru că El ne dă nouă cu porția sau cu lingurița, ci pentru că noi nu putem să absorbim și să digerăm. Am multe să spun, dar deocamdată nu. Mișcarea aceasta a adevărului, progresul adevărului în viață, progresul luminii, al binelui, al frumosului sunt legate nu de bunăvoința lui Dumnezeu, hai, Doamne, mai zi, mai dă nu, nu, sunt legate de limitele pe care le avem noi. Ce fac eu, tu nu înțelegi acum, îi spune Mântuitorul lui Petru, dar vei înțelege după aceea. Cu alte cuvinte, noi mergem prin încrederea în Dumnezeu, nu depindem de faptul că înțelegem mai mult sau mai puțin din căile lui Dumnezeu, ci depindem de el, ancora noastră se prinde de el, am încredere în tine, nu știu și nu înțeleg drumul pe care mergem, nu înțeleg nici cuvântul, nici ce faci acum în viața mea, dar am încredere în tine că tu știi ce faci. Tu ai... Acesta a fost și este un gând mângâietor în viața și ființa noastră când ne dăm seama că suntem unde suntem prin providență, nu din prostie. E cu totul altceva. Ucenicii erau în mijlocul mării, Corabia învăluită de furtună, învăluită de ape, moartea iminentă, dar uh, erau acolo pentru că au fost urcați în acea corabie și au fost trimiși dincolo de însuși Mântuitorul. Frate, noi nu suntem stăpâni pe furtună, nu știm, uh, facem tot ce putem, aruncăm apa afară din Corabie, luptăm, bă, dar suntem trimiși aici prin porunca dumnezeiască ce ne-a fost dată. Și dincolo de aceasta avem asigurarea că oricât de cumplit ar fi furtuna aceasta, vom ajunge pe țărmul celălalt pentru că acolo ne-a trimis Dumnezeu. Dacă el știa că nu vom ajunge acolo, nu ne-ar fi vorbit niciodată despre așa ceva, dar a spus, aici vom merge împreună. Îl voi bea nou în împărăția cerurilor, a spus Iisus, la masă. Acesta arunca, era un arc peste timp, care se lega dincolo de realitățile aparente momentane sau cele văzute din momentul acela, dincolo. La aceasta suntem noi chemați să umblăm prin credință. Și Pavel ne spune că ne va arăta o cale nespus mai bună. Aș dori să mergem împreună în Cartea Faptelor Apostolilor și aici să citim cu un alt ton cuvântul care este spus. Judecați voi singuri. Să zicem că acest cuvânt este adresat de copii părinților, părinților, mama, tată, judecați voi singuri. Sau este adresat biserici. Nu conducătorilor sau slujitorilor biserici. Judecați voi singuri. În contextul acesta este adresat biserici. Sau guvernului unei țări. Judecați voi singuri dacă nu este mai bine așa dacă este drept invers. Acest apel care este făcut în momentul acesta la judecată, la gândire, la înțelegere, la evaluare, acest apel este făcut de ucenici în perspectiva unei căi mai bune. Vă voi arăta o cale nespus mai bună. Și iată ce spun ei bisericii, conducătorilor bisericii. Judecați voi dacă, nu este, dacă este drept sau este bine sau e mai bine să ascultăm de voi decât să ascultăm de Dumnezeu. Pe cum? Asta cum vine. Păi, sunt două posibilități. Pot să trăiesc viața aceasta la biserică sau în familie, ascultând de cei care sunt cu răspunderea. Ascult de oamenii aceștia. Aceasta e o viață bună. Eu sunt un om cu minte, mă încadrez în lucrurile acestea. Merge bine. Dar există o cale nespus mai bună, ca fiind aici în biserică, ascultarea mea să nu fie legată de oameni, ci să fie legată de Dumnezeu. Acest lucru se aplică nu numai la biserică. Pavel le spunea sclavilor, slujitorilor, muncitorilor din vremea lui, din zilele lui, angajaților. Faceți lucrul vostru, nu cu stăpânul în minte, numai când vă vede el, ci cu Dumnezeu în minte. Câte lucruri nu s-au întâmplat datorită faptului că undeva cineva a gândit că nu-l vede altcineva. Câte s-au întâmplat? În câte ispite, în câte încercări, în câte căderi nu am fost noi parte, atunci când am avut gândul acesta: că nu ne vede nimeni. În realitate, exista o cale nespus mai bună prin care noi ne trăim viața în vederea, în ochii lui Dumnezeu, umblă înaintea mea, i-a spus lui Abraham. Nu înaintea familiei tale, nu înaintea bisericii tale, nu înaintea poliției sau guvernului, umblă înaintea mea. Aceasta este o cale nespus mai bună, este o ascultare superioară. Și este, de fapt, cea mai înaltă dintre formele de viețuire pe, 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 pe tot ce poate trăi un om pe pământ. Acest lucru aș dori să-l luăm pe o notă personală. Și să avem în vedere în, în mintea noastră relația noastră de familie, soț sau soție. Judecă tu, dacă nu e drept ca eu să mă tem de Dumnezeu mai mult decât mai întâi sau dacă mă tem de tine. O să fac lucrurile care știu că te afectează pe tine, pozitiv sau negativ, în funcție de tine. Până ești tu acolo, când nu mai ești tu acolo, din clipa aceea se schimbă viața. Dar dacă umblu în ascultare de Dumnezeu, în teamă de Dumnezeu, atunci voi fi același om, indiferent unde sunt. Câte nenorociri nu s-au întâmplat în familie, acte de necredincioșie, de infidelitate, datorită faptului că undeva cineva a considerat că este singur, acum e de capul lui, nu-l vede nimeni. Era ascultare de felul ăsta. El uh, era credincios cât era, sau ea era credincioasă, până era în ochii celuilalt sau celilalte. Din clipa aceea, uh, credincioșia s-a terminat. Venea înapoi acasă deja frumos la gură, nu știe nimeni nimic și mai citim noi psihologic, așa, pe chipul unui om, mai auzim o vorbă, o manifestare, dar uh, cine mă vede? Pe când ascultarea de Dumnezeu, uh, lucrul acesta face și transformă ființa noastră într-o ființă stabilă, într-o ființă autentică, într-o ființă permanentă, uh, nu care se modifică după împrejurări. Am avut această, nu știu cât a fost de bineînțeleasă atitudine față de familia mea și am spus odată, chiar m-am exprimat în cuvinte, nu aș dori să primez niciodată de la familie apreciere sau iubire sau respect sau ascultare atâta timp cât Dumnezeu nu este iubit, prețuit și ascultat. Dacă El... Dacă cineva dintre noi refuză să iubească sau să asculte pe Dumnezeu, din momentul acela nu mai pot primi din partea niciunui din casa noastră. Pot dărui, dar nu mai pot primi. Am extremeat lucrul acesta și l-am făcut clar. L-am învățat de la Daniel. Daniel este într-o împrejurare chemat la guvern, acolo, și îi se dă o funcție foarte înaltă locul al treilea în împărăție, îi se dă aur, îi se dă haine, îi se dă poziție socială nemaipomenită, toate astea. Adică, de fapt, îi se oferă, pentru că Daniel nu le, nu le primește. Și el spune această expresie, țineți darurile pentru tine. Păstrează și purpură, și aur, și guvern, și poziții, și ține pentru tine. Dar de ce, Daniel? Pentru că Îți dai seama ce ar face din tine astfel de lucruri, unde ai ajunge și știu. Dar acolo unde nu este prețuit Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu nu este, n-aș vrea să fiu prețuit eu. Nu. Acolo unde Dumnezeu nu este respectat, ce sens are să fiu eu respectat? Mă pot eu bucura de lucrul acesta? Dacă ar fi la o masă undeva, să zicem că îmi dă cineva o masă ce nu s-a mai pomenit, încărcată cu fel de fel, și alături este un copil al meu care este uscat de foame. Pot eu să mănânc la masa aceea? Pot eu să mă bucur de un lucru sau altul când ființa iubită de mine, copilul meu, este în așa suferință? Niciodată, nici nu aș putea înghiți așa ceva. Odată, prima ieșire din țară, în Austria, am cumpărat o fel de bunătăți, de astea, dar nu mi-am dat seama că, de fapt, nu o să pot să le înghit. Gândindu-mă că la noi acasă, am avut la anul nou o singură portocală odată și soția a împărțit-o mai multe bucățele la fiecare câte o bucățică. Și acum, cum pot eu să mănânc acolo la Viena, am fost prima dată, să mănânc eu liniștit, niște ca acasă la noi, totuși. Și atunci am păstrat toate acestea, puteam să le iau la sfârșit, de le le-am luat de la început, le-am păstrat toate și le-am luat acasă și ne-am bucurat împreună. Biblia spune, dacă voi care sunteți răi, nu puteți să vă bucurați de ceva de care nu se bucură și persoana iubită, cu atât mai mult Tatăl vostru cel ceresc. În domeniul despre care am vorbit al unei căi nespus mai bune, pe care o deschide în fața noastră cuvântul lui Dumnezeu, se ridică tocmai această perspectivă. Noi ca responsabili, fie părinți, fie pastori sau slujitori ai bisericii, sau, avem cumva ideea aceasta că trebuie să fim respectați și ascultați și cuvântul care îl spunem să fie ascultat, atâta timp cât cheia este la noi. Dar, iubiții mei, există o cale nespus mai bună. Aș dori să fac lucrul acesta clar, întâi și întâi sufletului meu. Suntem în slujba aceasta, suntem organizați într-un fel sau altul aici la biserică și avem respect pentru rândul el, pentru tot ce trebuie, dar lucrurile nu trebuie să se oprească aici. Nu trebuie să măsoare cineva, mie timpul cu ora, câte ore investesc eu pentru o adunare, ce fac eu aici. Nu o să fie nimeni după mine care să mă inspecteze în felul acesta. Chiar dacă cineva ar avea mijloace de control, într-un fel sau altul, nu acesta este cel mai înalt. Calea nespus mai bună este nu controlul oamenilor, câte ore fac sau ce fac în timpul care mi este dat. Ce lucrez eu acolo când nu mă vede nimeni într-un șantier, dacă sunt, mai nu mă vede nimeni, nicio problemă, pot să dorm până după masă și știu că vine șeful pe la 5 și pe la 5 fără 20, mă apuc un pic de treabă, gata. Și... Nu! Există o cale nespus mai bună în care în ce mă privește pe mine, ca slujitor al lui Dumnezeu, trebuie să dau raportul pe verticală. Neapărat. Adică, o cale nespus mai bună înseamnă ascultarea față de Dumnezeu decât cea care este ascultarea noastră unii de alții. Am plecat cu această expresie a raportului pe care îl dăm pe verticală și a ascultării despre care a vorbit Apostolul. Uite, noi vă vorbim de o ascultare. Mult mai înaltă decât aceea de voi, că voi sunteți oameni ca noi și voi puteți să spuneți un lucru bun astăzi, unul greșit mâine. Suntem oameni cu toți. Noi vorbim de o ascultare mult mai înaltă. Cugetul curat pe care îl avem noi este față de Dumnezeu? Nu, față de voi, spunea Pavel. Față de voi ne putem împlini exterior datoria cu succes, nici, nimic de reproșat, față de Dumnezeu. Am învățat expresia aceasta de la un ofițer din timpul serviciului militar care m-a observat foarte de aproape. Nici n-am știut cât de strict eram controlat și tot ce am făcut era uh, tradus, aș zice, inclusiv niște fărămituri care le-am uh, dat de pe o masă sub o altă masă, care nu, ei nu făcuseră curățenie, dar le-am dat și pe noastre acolo, că ei tot urma. Cineva le-a văzut și mi-a spus nu merge la viața ta așa ceva nu merge, nu poți să faci lucrul ăsta niciodată. Cu rușinea pământului m-am dus înapoi, am zis că aș vrea să fac la toată masa acum unde am dat asta. am încercat eu să mai îndrept câte ceva, dar uh, tamponarea, uh, lovitura s-a dat deja. Uh, am învățat lucrul acesta de la acest ofițer care mi-a spus am înțeles că tu dai raportul pe verticală, dai raportul unei alte autorități. Și n-am negat lucrul acesta și am spus, domnule colonel, cel mai credincios militar al României și al armatei este acela care se teme de Dumnezeu. Nu acela care de ochii oamenilor împlinește, execută ordinul și așa mai departe, ci cel care se teme de Dumnezeu, cel care execută ordinul, o face atâta timp cât este văzut. Și când nu mai este văzut, din clipa aceea merge pe drumul lui. Cel care se teme de Dumnezeu, indiferent în ce împrejurare ar fi, omul acesta va trăi un alt fel de viață, este ceva mai înalt, e o care ne spus mai bună decât aceasta de a fi. Ați observat că acesta a fost argumentul tâlharului de pe cruce, către prietenul lui. El nu este tălharul de pe cruce, el este tălharul devenit misionar. Și ultima lucrare pe care o face el în viața aceasta este să lucreze și să câștige la credință pe aproapele lui. Ce a făcut Dumnezeu pentru el, că i-a eliberat sufletul, se luptă ca și aproapele lui să aibă parte de lucrul acesta. Și argumentul lui acesta este, nu te uita la lumea care este aici, lângă noi și în jură, blestemă, acuză înșelătorule și așa mai departe. Nu te uita la oamenii aceștia, ci temete de Dumnezeu, raportează-te la Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu, dacă este să privești, nu se vede clar că el nu are nicio legătură cu ceea ce se vorbește aici. Acesta este argumentul la care apelează el. Nu apelează nici măcar la exemplul vieții lui, nici măcar la cuvintele pe care le-a spus Mântuitorul, ci îi îndreaptă conștiința și cere lui Dă raportul pe verticală, privește la Dumnezeu și hotărăște, gândește-te cu Dumnezeu în minte, nu te temi tu de Dumnezeu. Aceasta este forma mai înaltă de trăire și de viețuire la care ne cheamă Dumnezeu. Pavel spune, eu slujesc lui Dumnezeu cu un cuget curat, nu cu maniere acceptabile, cu forme și ceremonii care sunt primite de generația noastră sau de contextul acesta, ci este vorba de cuget curat. Aceasta este o cale nespus mai bună. Iubiții mei, suntem într-o situație în care uh, ființa noastră este pur și simplu în tensiune aceasta între ceea ce judecă mintea noastră și ceea ce știe Dumnezeu. De aceea s-a spus, e mai bine să ascultăm de Dumnezeu decât de voi. Adică, nu aveți pretenția aceasta că este o pretenție joasă aceasta. Este una mai înaltă, o cale nespus mai bună este aceasta. Problema principală este că, în momentul în care noi e, refuzăm judecata sau raportul nostru pe verticală cu Dumnezeu și ne rezumăm doar la ceea ce se vede în momentul acela comitem împotriva noastră o infracțiune gravă. Și aceasta scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 46. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vă, spune Pavel, e arestat în Roma și așteaptă rândul să fie judecat de Nero. Durează doi ani până vine rândul. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vă, dar fiindcă voi nu-l primiți, erau două lucruri care se petreceau acolo. Și singur vă judecați nevrednici de viață veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Sunt două lucruri pe care Pavel le aduce înaintea lor. Două nenorociri care se petrec în momentul în care omul ascultă de oameni și nu de Dumnezeu, în care nu merge pe o cale nespus mai bună, ci merge pe calea aceasta a firescului, a normalului, am zice, a naturalului cumva din lumea aceasta. Numărul 1. Refuzați să primiți Cuvântul lui Dumnezeu. De asta îi spunea: Nu te temi de Dumnezeu. De asta spuneau apostolii către conducătorii bisericii: Temerea de Dumnezeu este superioară, este o cale nespus mai bună. Și Pavel le spune lor acestor oameni: Uite ce se întâmplă cu voi. Voi nu vreți să primiți Cuvântul acesta. Voi vreți să rămâneți. Să placeți societății în care sunteți. Voi vreți să mergeți după mersul lumii acesteia. Voi aveți măsurile și normele voastre cu care ați măsurat și pe Hristos. Și a ieșit mai scurt decât, decât sunt măsurile voastre și s-a ajuns aici. Nu vreți să primiți cuvântul lui Dumnezeu. Uite ce se întâmplă. Refuzând acest cuvânt al lui Dumnezeu, atunci voi locuiți cu cuvântul vostru. Și primul efect este că vă vedeți pe voi înși vă nevrednici de viață veșnică. Ei, dacă ar fi fost întrebați acolo, ar fi spus, Pavel este nevrednic de viață veșnică. Cum să creadă el în Isus că este Mesia? Păi uite ce scrie tradiția, uite ce scriu, ce spun rabinii, uite ce spune istoria, uite ce... Deci omul ăsta este nevrednic de viață veșnică. Neștiind, când în timp ce îndreptau un deget spre el, ei îndreptau toate degetele celelalte spre ei. Voi vă socotiți nevrednici de viață veșnică. Aici este arătat așa de clar și ilustrativ principiul ascultării de Dumnezeu în superioritatea Lui. Este mai bine, este mai înalt, este cea mai înaltă formă de ascultare ca un om să asculte de Dumnezeu decât de oameni. Rebin spunând că părinți, ne așteptăm la ascultare și cuvântul lui Dumnezeu însoțește ascultarea de o făgăduință, știe să le dea copilor ceva frumos, ca să te bucuri de viață și de binecuvântare și așa mai departe. Este adevărat. Și e legitim, aș spune lucrul acesta, dar Există o formă mult mai importantă decât ascultarea de părinți, și anume ascultarea de părintele din ceruri. Un copil la cărui viață sau ascultare, sau care este educat în spiritul acesta, al ascultării de părinți, de oameni, adică, în principiu, va rămâne în acest context până este văzut. Un copil care este dus pe o cale nespus mai bună. Și este învățat să se teamă de Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu mai întâi, să ascultăm de Dumnezeu, aceasta fiind o cale nespus mai bună. Copilul acesta va aduce pace și siguranță în inima părinților care i-au arătat o cale nespus mai bună. Discutăm cu oameni, prezentăm credința noastră într-un fel sau altul, cu diverse argumente. Și așa cum spune Evanghelia, a urmărim să facem din omul acesta unul ca noi. Ocolim pământul, poate, dacă mă ocolește cineva, cei mai mulți nu mai ocolesc nimic, nici curtea. Dar să zicem că unul undeva are acest zel, ca să faci unul ca tine. Nu, nu numai că nu va deveni ca tine, va deveni mult mai rău, de două ori mai rău decât tine, așa scrie Scriptura. Noi prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu, dar el nu trebuie niciodată susținut cu argumentul uite ce facem noi și uite cine suntem noi. Nu trebuie niciodată să fie însoțit, mă refer la Evangelizare, ceea ce numim noi Evangelizare. Evangelizare nu înseamnă decât Evanghelie, altceva nu. Îndoctrinare sau comerț cu lucruri duhovnicești. Nu, nu înseamnă. Dar obiectivul adevărat de nu este în a face sau a vedea pe un om asemenea mie, ci există o cale nespus mai bună al duce pe omul acesta și a-l invita în prezența lui Dumnezeu și a spune, ascultă de Dumnezeu. Aceasta a fost lupta apostolilor și este în ziua de astăzi a omului care cu adevărat dorește în sufletul lui să calce pe urmele Domnului. Apostolii au spus, nu vă uitați la noi, nu are nicio legătură cu noi, uitați-vă acolo. Dacă vreți să admirați pe cineva, admirați-l pe cel prea înalt, bucurați-vă de el, slăviți pe Dumnezeu, nu pe oameni. Este, există o cale nespus mai bună decât a atribui oamenilor. Ați observat în dezvoltarea cultelor acestor ale al personalității diverselor oameni. Ce de urmași au fost legați de o anumită personalitate când aceasta s-a prăbușit, pulberea s-a ales de toate. Copiii noștri de la masa noastră, Biserica lui Dumnezeu, lumea în care slujim, trebuie condusă la o ascultare mai înaltă decât aceea a nivelului nostru orizontal, aceea care este pe verticală. Singur vă socotiți nevrednici de viață veșnică. Aceasta se întâmplă în momentul în care. Ascultarea sau împlinirea are în vedere doar nivelul orizontal care corespunde cu a place oamenilor. Sunt atâtea lucruri neplăcute oamenilor, dar bune în ele însele. Sunt atâtea lucruri neplăcute firii noastre, dar plăcute lui Dumnezeu. Acesta este criteriul. Judecați voi dacă este mai bine să facem lucruri plăcute, să fim plăcuți înaintea oamenilor, decât să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Au fost destui oameni plăcuți înaintea oamenilor până au ajuns neplăcuți înaintea oamenilor și au fost aruncați la groapa de gunoi a istoriei. Au fost oameni neplăcuți în fața oamenilor, care au plăcut lui Dumnezeu și care, în final, au primit verdictul acesta pe care l-a dat ofițerul roman văzând răstignirea Domnului nostru Isus Hristos, despre care a spus cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acele cuvinte au rămas pentru totdeauna în conștiința omenirii. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Cum se face lucrul acesta? Păi nu prin a te supune părerii generale sau votului, că sunt pentru că nu vine potopul lui Noe. Păi toată lumea e pentru că nu vine. Au ridicat mâna și uh, votul nostru da sau nu, nu are legătură cu venirea potopului și nici cu salvarea din potop. Uh, de asemenea este aplicabil la orice înseamnă cuvântul adevăr. Noi suntem mai departe sau mai aproape de adevăr, cunoaștem în parte, prorocim în parte, dar ne închinăm aceluia care este adevărul întruchipat. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, spune Biblia. Care, ce judecată? Noi, spune Pavel, avem gândul lui Hristos. Am putea să gândim, am putea să îm, îm, împlinim toate lucrurile, știm despre ce este vorba, știm care sunt așteptările oamenilor. Ar fi foarte ușor să răspundem acestor așteptări. Dar nu este aceasta chemarea vieții. Există o cale nespus mai înaltă, care constă în a răspunde așteptărilor lui Dumnezeu și nu de puține ori în viața noastră, a răspunde așteptărilor lui Dumnezeu intră în coliziune, în conflict direct cu așteptările oamenilor. Atunci se produce această tensiune și această rupere în sufletul nostru. Voi căuta să plac oamenilor sau voi căuta să plac lui Dumnezeu? Există o cale nespus mai bună, aceea de a place lui Dumnezeu. Voi căuta să rezolv de moment o situație sau voi căuta să rezolv în perspectivă, înaintea lui Dumnezeu? Suntem în această Tensiune continuă. Cuvântul lui Dumnezeu spune: Ascultați în Domnul de părinții voștri, ascultați de mai mari voștri care sunt în biserică, ascultați de autorități, suntem chemați la lucrul acesta. Și cu mare plăcere împlinim aceasta din conștiință, din suflet. Nu numai când sunt prezenți, ci oricând. Dar există o chemare mult mai înaltă decât aceasta și pe care au exprimat-o apostolii când au spus vă aducem la cunoștință o ascultare mult mai înaltă care trece dincolo de ascultarea de oameni. Da, dar văd în mine altă lege, spune Pavel în eu sunt înclinat spre neascultare. Eu sunt înclinat spre a asculta numai când sunt sub supraveghere. Uh, numai când știu că sunt camere, numai când știu că este poliție, numai uh, când știu că uh, aceasta este, acesta este firescul din noi. Dacă nu se poate altceva, e bine și lucrul acesta. Dacă vom trăi întotdeauna cu o conștiință limpede în fața lui Dumnezeu, nu avem motive de frică. Dar dacă observăm că avem o altă înclinație, dacă văd în mine altă lege. Atunci e mai bine pentru mine să am frică, e mai bine pentru mine să am rușine, e mai bine pentru mine să mă tem de un lucru sau de altul decât să merg ca un nelegiuit înainte la pieire. E mai bine. Frica mă va păzi de moarte, literalmente. Dacă nu mă poate păzi iubirea de Dumnezeu și respectul de Dumnezeu, aceasta e chemarea. Cel puțin frica. De altfel, omul acela care exprimă regretul. În dreptul vieții lui spunând cum am putut să fiu așa de nebun și să ne ascult de învățătorii mei, cel puțin de învățătorii mei, cel puțin de părinții mei din familie, cel puțin de părinții de la adunare, cel puțin de uh, superiorii mei de la lucru sau cum am fost atât de nebun să nu ascult cel puțin de ei. Vorbim de o înaltă ascultare de o cale nespus mai bună, dar cel puțin de lucrul acesta. În același timp, mi se pare o virtute cumva în a încerca să trăim în neascultare față de soț, soție sau familie sau părinți sau copii, în timp ce ne imaginăm că trăim în ascultare de Dumnezeu. Greu lucru cer, adică este imposibil. Dacă nu respecti și asculți tu de oamenii pe care îi vezi, cum poți să te înșel că asculți sau respecti pe Dumnezeu pe care nu-L vezi? Când apostolii au zis este bine, este superior, este cea mai înaltă formă de ascultare, să ascultăm de Dumnezeu, nu de oameni, când ei au spus cuvântul acesta, au exprimat ceea ce trăiau. Nu a fost o simplă vorbă, un proverb, o zicătoare de pe stradă. Aceasta le era viața și el spunea acestor oameni. Nu vă temeți de lucrarea noastră sau de viața noastră, pentru că noi avem o conștiință care se supune lui Dumnezeu, e mult deasupra celor bisericești, de familie sau. Dar Ioan spune: ia seama bine cum te raportezi la cel pe care îl vezi, ca să știi cum te raportezi la cel pe care nu-l vezi. Cum poți să spui tu că iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi? atâta timp cât urăști pe fratele tău pe care îl vezi. Nu are, este un nonsens, spune Sfânta Scriptură, lucrul acesta. De aceea, în toată lucrarea vieții noastre, să păstrăm totdeauna viu în cugetul nostru, că ne mișcăm înaintea și în prezența lui Dumnezeu. Că există o formă superioară de a trăi, chiar dacă am fi izolați într-un deșert sau într-un munte, undeva unde nu este nicio ființă omenească în jurul nostru, undeva unde gândim că nu suntem văzuți sau auziți sau cunoscuți, există o chemare mult mai înaltă decât aceasta și anume a asculta de Dumnezeu. De ce suntem chemați la lucrul acesta? Cum ar arăta lumea noastră? Dar să lăsăm lumea noastră. Cum ar arăta familia noastră dacă fiecare dintre noi am trăit această ascultare superioară ascultării de familie, care este ascultarea de Dumnezeu. Ce binecuvântare ar fi pentru familia noastră lucrul acesta. Discutăm de cercul nostru. Ce ar însemna în biserica noastră? Dacă noi am trăi această formă superioară de ascultare, cea mai, forma supremă, binele suprem, binele este unul singur, dacă noi am trăit lucrul acesta, dacă fiecare dintre noi, în mijlocul familiei, bisericii sau în mijlocul familiei națiunii sau uh, formei în care ne găsim noi din punct de vedere social sau eclesiastic, dacă fiecare dintre noi ar da raportul pe verticală. Nu te tem tu de Dumnezeu, a fost el întrebat. Cu această ocazie îmi doresc din toată inima să reedităm cuvintele pe care le-au spus apostolii înaintea conducătorilor supremi ai bisericii și care cereau ascultare. Nu v-am poruncit noi să faceți lucrul acesta. Așa este. Mulțumim din toată inima. Dar există o formă superioară de a trăi și a asculta și anume să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de voi. Acest mai mult Indică spre o situație de tensiune și de conflict la un moment dat. Nu uh, înseamnă că voi asculta mai puțin când ascult de Dumnezeu. Nu înseamnă că voi fi neascultător. Nu înseamnă că voi merge pe o cale contrară, ci pe o cale superioară. Acest mai mult, judecați voi dacă nu este. Drept așa ceva, să ascultăm mai mult sau mai întâi sau deasupra ascultării de oameni să punem ascultarea de Dumnezeu. Acest lucru dă garanția că omul sau ființa aceasta, oriunde va fi pe pământ, indiferent ce se va întâmpla sau ce va face omul acesta, el va trăi acel fel de viață care este mult mai înalt decât dacă ar executa orice îi se spune sau ar face tot ce este chemat să facă. Judecați voi lucrul acesta. Judecă tu în dreptul soțului sau soției tale sau a copiilor tăi. Judecă tu în dreptul autorităților. Judecă tu în toate aceste lucruri. Pune în adâncul sufletului tău acest principiu. Niciodată nu avea pretenția aceasta ca tu să fii ascultat înainte ca Dumnezeu să fie ascultat. Dacă ceea ce omul cere de la om se ridică împotriva a ceea ce Dumnezeu cere de la un om, omul să se plece înaintea lui Dumnezeu pentru că această formă de ascultare este cea mai înaltă ascultare care se poate da omului, ascultarea de Dumnezeu. Judecați voi lucrul acesta. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Vă vorbesc ca unor oameni care gândiți, care comparați. Gândiți-vă la lucrul acesta. Să umblăm, dar și să ne lăsăm călăuziți de acest duh al prezenței Celui de care este plin cerul și pământul. Mântuitorul nostru a trăit acest fel de viață atât în adâncul sufletului lui, cât și în tot ce a făcut până acolo încât orice cuvânt cuvântul pe care îl vorbesc sau atitudinea pe care o iau vin de la Tatăl, se coboară de la Tatăl luminilor. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Tatăl îmi spune ce să vorbesc și cum să spun. Tatăl îmi spune ce atitudine să am. Acest lucru arată superioritatea vieții și în același timp normalul trăirii unui om în umblarea lui cu Dumnezeu. Eu se declară la un moment dat supus unor presiuni prin care îi se cerea pur și simplu să îi se întunece viața și el scrie acolo, ei nu puteau să izgonească seninătatea de pe fruntea mea. Nu puteau să izgonească înseamnă că sunt provocări pe pământul acesta să ne coborâm la ascultarea de oameni sau la reacția vis-a-vis -vis de oameni și să uităm și să pierdem Legătura cu cerul. Seninătatea lui nu venea de la oamenii din jurul lui, ci, așa cum Iacov foarte frumos spune, orice dar bun și desăvârșit. Se coboară de sus de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Cum se poate trăi această viață? Cum se poate merge pe această cale nespus mai bună? Ea nu este un lucru pe care l-am făcut noi, ci este un dar al lui Dumnezeu. Vreau să mă pocăiesc, pocăiește-te. Nu este vorba de a te pocăi, nu este vorba de a vrea să te pocăiești, ci este vorba de faptul că pocăința este un dar. Darul pocăinței care vine de la Dumnezeu. Vreau să fiu așa sau pe dincolo. Nu se poate întâmpla lucrul acesta, dar se poate primi lucrul acesta de la Dumnezeu. Le voi da o inimă care să asculte. Le voi da o inimă care să urmeze. Aceasta se numește îndreptățirea sau neprihănirea sau viața de credință trăită prin primirea darului lui Dumnezeu. Fiindcă orice dar bun și desăvârșit se coboară de sus de la Tatăl Luminilor în care nu este schimbare niciun vreo de unde izvorăște această ascultare de Dumnezeu, care este o cale nespus mai bună decât ascultarea aceasta obișnuită? De unde izvorăște lucrul acesta? El izvorăște din imaginea pe care o avem noi cu privire la Dumnezeu. Dumnezeul nostru este vrednic de ascultare. Noi slăvim pe Dumnezeu pentru că El este vrednic de a fi slăvit. Până când sufletul nostru nu capătă această apreciere față de Dumnezeu, a vredniciei lui Dumnezeu, nu se poate cânta cântarea aceea din cartea Apocalipsei, vrednic este mielul. Cântarea aceea a izvorât din convingerea că el nu a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci este vrednic de lucrul acesta. Datorită acestui lucru, ascultarea noastră se ridică deasupra ascultării cele mai înalte de natură omenească. Judecați voi dacă nu este mai înaltă ascultarea de Dumnezeu decât ascultarea de oameni. Ceea ce vedem în Dumnezeu, ceea ce am ajuns să credem și să primim prin descoperirea Domnului nostru Isus Hristos, care este chipul văzut al Celui nevăzut, lucrul acesta va produce în noi acea hotărâre, acea putere, acea statornicie. În a asculta de Dumnezeu mai mult, adică deasupra, mai înalt, mai frumos, mai sfânt, mai scump decât ascultarea de oameni. Acesta este singurul lucru care rămâne. Acesta este, aceasta este puterea care stă, din care izvorăște o viață frumoasă. Nu întâmplător Maria stă înaintea lui Isus. Nu întâmplător prețuirea de care el se bucura în ochii ei, a adus-o acolo. Scara valorilor ei era de așa natură, încât deasupra lui nu era nimic de făcut sau vreun alt loc de a fi. Datorită acestui lucru, ea este acolo. Lucrul acesta, prezența ei acolo, este pe de-o parte rodul atracției lui Dumnezeu către sufletul ei, și rodul prețuirii ei pentru acela cu care stă și înaintea căruia este, și prin care adresează fără vorbe: Judecați voi dacă nu este drept să umblăm cu Dumnezeu decât să facem ceva pentru Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. La fel se întâmplă cu mine și cu tine și cu fiecare dintre noi. Cuvintele Apostolilor este. Mai important este mai bine este drept să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și cuvintele lui Pavel Apostolul vă voi arăta o cale nespus mai bună. Izvoresc din locul acesta pentru care a venit, a trăit și și a dăruit viața Domnului nostru Isus Hristos, și anume din adevărul despre Dumnezeu. El este vrednic de ascultarea ta și a mea. El este vrednic de iubirea ta Mea. El este vrednic de a fi slăvit, El este vrednic să rupă pe cețile și să dezvolte și să dezlege enigma planului vieții tale, să o ducă la o împlinire după planul lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea noastră, tată prea iubit. Te rugăm fierbinte să ne ajut să nu pierdem niciodată din vedere prezența Ta. Ține Tu, Doamne, prezența Ta vie în sufletele noastre în orice clipă pe pământ. Și fă, Doamne, ca ascultarea noastră să nu fie o ascultare firească sau pământească, ci să fie o ascultare de natură dumnezeiască, așa cum Mântuitorul nostru a umblat pe pământul acesta. Te rugăm din adâncul sufletului, Doamne, să nu trăim noi, firescul, ci să trăiască Domnul în viața și ființa noastră, în numele căruia te-am rugat și ne închinăm. Amin.